Acțiunile s-au derulat cu efective mărite. Alături de polițiștii rutieri au fost prezenți și cei din structura de ordine publică din mediul rural și urban. Pe toată durata acțiunii au fost constatate aproape 500 de sancțiuni contravenționale, toate pentru depășirea limitei de viteză. Au fost reținute și 8 permise de conducere pentru depășirea cu mai mult de 50 de km pe ora vitezei maxime admise. Oamenii legii au constatat 18 infracțiuni, dintre care 8 la regimul rutier, printre care conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis, conducerea unui auto nenmatriculat. Polițiștii ne -au și oferit astfel că la data de 25 august 2016, pe strada Băneasa din Târgu Mureș, un bărbat a fost surprins cu ajutorul aparatului radar în timp ce conducea un autoturism cu viteza de 109 km pe oră pe un sector de drum cu limita vitezei de 50 de km pe oră. La data de 26 august 2016, pe strada insulei din Târgu Mureș, polițiștii rutieri au depistat un bărbat care conducea un autoturism cu viteza de 116 km pe oră. Polițiștii au aplicat o sancțiune contravențională primului oprit, iar, ca măsură complementară, i-au reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru 90 de zile. Celălalt conducător auto a fost sancționat contravențional, totodată fiindu-i reținut permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.